Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un tutorial de origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți un personaj din Minecraft și anume chiar Steve care arată așa. Haideți să trecem și la tutorial. Ok, pentru a începe acest model vom lua o piesă albă cu spatele și deasupra ei adăugăm două piese bej normale, exact așa, și facem două construcții din acestea. Apoi luăm trei piese albe puse cu spatele și deasupra lor adăugăm patru piese maro normale. Astfel, și acum pe fiecare margine vom mai adăuga câte o piesă albă astfel. Și apoi aici, pe fiecare braț rămas liber, vom adăuga câte o construcție cu piese bej. Exact așa, astfel încât să avem două piese bej pe fiecare parte, plus patru maro în centru. Și acum adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra, bineînțeles. Ok, și acum deasupra pieselor bej vom pune tot piese bej. Și vom mai adăuga încă două piese bej în centru. Și acum în spațiile rămase goale vom pune câte o piesă maro, după care adăugăm deasupra un rând de piese albe puse cu spatele. Astfel, și acum deasupra acestor două piese bej din centru vom pune două piese maro, după care completăm restul rândului cu piese bej și apoi adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, și acum deasupra acestor două piese maro din centru vom pune două piese bej și pe fiecare parte a acestora vom pune câte o piesă albastră și lângă fiecare piesă albastră vom pune câte o piesă albă exact așa. Și bineînțeles, pe margini vom avea piese bej. Acum vom adăuga deasupra un rând întreg de piese albe cu spatele, după care deasupra acelui rând vom adăuga un rând întreg de piese bej și apoi încă un rând de piese albe cu spatele deasupra acestuia. Ok, și modelul va arăta așa. Acum, pe fiecare margine vom avea câte o piesă maro astfel, după care în centru vom adăuga piese bej și apoi vom pune încă un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, și acum vom adăuga un rând întreg de piese maro deasupra, după care adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra și la final de tot un ultim rând maro. Practic vom avea două rânduri maro deasupra. Ok, și acesta va fi modelul final și va arăta așa, da? Eu zic că arată foarte, foarte bine și seamănă cât se poate de mult cu personajul din joc și este un model extrem de simplu de făcut, nici nu necesită multe piese, vor mai urma și altele din această serie, desigur, așa că puteți să faceți cât de mulți doriți, da? Cam atât și cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut acest model și că v-a ieșit și vouă dacă ați încercat să-l faceți. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu uitați să lăsați un comentariu mai jos, like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!